vă vedeți pentru voi și pentru 11-te și pe o temă pe care toată lumea o discută și o dezbată, dar nu la modul profesional, noi o discutăm la modul de pedagogic, de profesorele. Astăzi avem doi invitați, pe cum vedeți, absolut special, pe doamna Lisnic, care ne-a și facilitat această întrevedere, cu domnul avocat de el. Acum eu le urez deșilor succes și mai departe, da. Dacă vreți, eu vă pot face așa prezentările, Andrei, Gabi, Mihaela, Bianca, Sandra, cam două Sandra, mai mult aici, Radu, Bogdan, Gabi, Laura, Oana, Laura, Laura, Cristian, la reșeția de semnătă, da. Alina. Alina, Alexandra, Gabi, Monica, Sandra, 1, Sandra, 2, Antonia, pe cine mai am pe acolo? Aici, Andrei, da, multe, Georgiana, am acolo Alexandra și Teodora. Uh-huh. Și succes! Mulțumim! Bun, deci pentru o oră o să petrecem împreună. Mă numesc Cristi Danileț, sunt judecător, nu sunt avocat, sunt judecător. Și împreună cu colega mea care este avocat, am spus să avem o discuție cu... Haideți, nicio problemă! Am zis să avem o discuție cu... să avem o discuție cu voi tineri despre justiție și despre drepturi. Și în special despre drepturile tinerilor. Ca să înțelegem cum se va desfășura ora, o să vă rog să vă dați telefoanele pe mut, să nu intrați pe Facebook timp de 50 de minute, vă asigur că o să se învârtă globul și fără să intrați pe Facebook. Și dacă aveți întrebări pe tot parcursul orei, vă rog să mi le puneți. Am nevoie de o discuție cu voi și nu să vă predau ceva. Eu nu sunt profesor, nici nu-mi plac profesorii foarte mult și vă mărturisesc că am două fetițe, una de 14 ani și una de 17 ani și cea de 17 ani în clasa 11-a. Deci cam știu problemele voastre și preocupările voastre. Deci sunt foarte apropiat de tineri și de copii, pentru că foarte des mă duc în școli și licee să vorbesc cu viitorii adulți despre drepturile lor. Și o să începem discuția întrebându-vă simplu. Cine știe ce e la un judecător? Hai, ziceți. Puteți să ridicați mâna dacă se mai poartă chestia asta. Pe vremea mea era cu ridicatul mâine. Mai merge? Deci ce este un judecător? Cu ce se ocupă un judecător? Bun, nu dați definiții. Măcar mâna sus, cine știe ce este un judecător? Așa, fără să o puteți defini. A, majoritatea știe ce e un judecător. De procuror ați auzit? Da. De avocați ați auzit? Da. Bun, hai să discutăm puțin despre ei. Atunci când avem o problemă, de exemplu, pe stradă cineva este agresat, pe cine anunțăm prima dată? Poliția. La ce telefon? Care este telefonul? La 112. Bun, ce face polițistul? Ce ar trebui să facă? Vine la fața locului și... Da. Face o anchetă. Așa, imediat începe o anchetă. Adică el se duce să-l prindă pe agresor, da? Pentru că s-ar putea ca agresorul să fi fugit, nu? Deci se duce și-l prinde pe agresor și-l aduce la sediul poliției unde ia o declarație, da? Și vede, mă, de ce l-ai bătut pe ăla? Nu? Bun, și după aceea ce se întâmplă cu agresorul nostru dacă el este vinovat? Chiar un avocat. Așa, deci agresorul are dreptul la un avocat. De ce? El nu știe ce se întâmplă, ce are de făcut, că trebuie să stea la poliție, ce trebuie să spună sau ce nu-i bine să spună. Lucrurile astea trebuie să le discute cu un avocat, da? Avocatul apără. Ce ziceți? Dacă agresorul nostru e vinovat, treaba avocatului care este? Să-l scoate nevinovat? Da. Așa este, da? Deci dacă se comite o crimă pe stradă, vorbești cu avocatul și avocatul te scoate nevinovat? Pe tine autor? Nu. Deci care e treaba avocatului? Deci, în primul rând, te sfătuiește cum trebuie să te comporți în sala de judecată cu judecătorul, ce să spui, să interogheze și el victima, nu? Și apoi să ajute să afle adevărul. Deci, atenție mare, avocatul nu te încurajează să minți organul legii ca să fii nevinovat, ci doar îți explică ce drepturi ai. Bine? Așa, deci polițistul te-a luat, a făcut ancheta, tu ai venit cu avocatul, ai aflat ce drepturi ai. Și mai departe, polițistul ajunge la concluzia, mai am impresia că agresorul ăsta e vinovat. Unde se duce mai departe cu agresorul nostru? La procuror. La procuror. Ce este procurorul? Ați auzit de el, procuror? Așa, deci cel care acuză. Bravo. Deci procurorul este o persoană care are studii juridice, care are facultatea de drept, da? Care are experiență și care spune, această persoană trebuie trimisă la un judecător să fie sancționat. Sau... putem să renunțăm să mai urmărim această persoană pentru că infracțiunea nu este atât de gravă și închidem cazul aici.
și eventual îi fixăm niște obligații. Bine? Adică dacă te comporți bine în fața procurorului, ești minor, ai recunoscut fapta, s-a reparat paguba, de exemplu, ai înapoiat bunul furat, s-ar putea ca procurorul să spună: măi, îți dau o șansă. Tu nu trebuie să fii sancționat, doar îți dau o atenționare. Și atunci închide dosarul acolo. Dar dacă agresiunea este una mai aspră, de exemplu omor, de exemplu tâlhării, de exemplu viol, asta nu pot fi trecute cu vederea, că sunt fapte foarte grave. Și atunci trebuie să trimită dosarul la judecător. Ce face judecător? Așa. Deci, decide cum? Așa, și spune: va, ce soartă aspră ai tu, ce prostie ai făcut. Altă dată să nu mai faci. Nu? Da. Așa, care fiecare părți? Câte părți avem într-un dosar? Două. Așa, cine, și cine? Acuzat și acuzat. Așa. Bun, deci pe de o parte avem acuzatul nostru, da? Adică cel care este bănuit că a făcut o faptă rea. Și procurorul. Și pe de altă parte avem procurorul, care din partea statului acuză, și avem undeva victima, nu? Deci procurorul este împreună cu victima, dovedesc acuzarea. Dar și acuzatul nostru, adică inculpatul, trebuie să se apere, nu? Deci întotdeauna judecătorul este pe poziție obiectivă. El se numește că este imparțial. În fața lui, el stă la tribună, în fața lui se prezinte pe de o parte procurorul cu victima, pe de altă parte se prezintă acuzatul. Și el trebuie să asculte argumentele. Ei, și când ajunge la concluzia că este vinovat într-adevăr inculpatul nostru, ce trebuie să facă judecătorul? O sentință. Se aplice, da, să dea o sentință, adică se aplice o pedeapsă. Bun. Unde știe judecătorul ce pedeapsă să aplice? Din lege. Așa. Dintr-o lege. Deci judecătorul trebuie să știe foarte bine legea. Știți niște legi foarte importante din România cu care ne întâlnim deseori? Ați auzit? Știți vreo denumirea unei legi? Legea după care funcționează instituția voastră. Legea învățământului, de exemplu. Dar tu mi-ai spus de Constituție. Foarte bine. Ce este Constituția? Legea fundamentală a unui stat. Așa. Deci orice stat de pe planeta asta are o Constituție. Adică prima lege. De la Constituția asta încep să se facă celelalte legi. Ați citit vreodată Constituția? Nu. Dar ați învățat să citiți, nu? Adică toată lumea știe să citească. Deci prima lege este Constituția. O altă lege foarte importantă este codul penal. Ați auzit de coduri? Da. Coduri, este cod poștal, este codul morse, mai este codul culorilor, da? Mai este codul ăla care e pește, da? Și mai avem codul bunilor maniere, bravo. Alte coduri? Așa, codul penal, codul civil. Ei, am în fața mea un cod penal. L-ați deschis vreodată? Nu. Știți ce scrie înăuntru? Nu. Da, legea, așa se numește, codul penal. Fiecare lege are o denumire. De exemplu, legea educației naționale. Da? Sau legea învățământului, nu știu cum exact. Legea organizării judiciare. O altă lege se numește legea privind codul penal. Deci ați spus că niciunul n-a citit codul ăsta, așa-i? Dar știți ce scrie înăuntru? Timpul de săvârșire în funcție de infracțiunea comisă. Așa. Sancțiile primite. Așa. Ia citește articolul 233 din codul penal. Ce spune? Tare. 233, da? Furtul săvârșit prin întrebunițarea de violență sau amenințări ori prin punerea victimei în stare de inconștiință sau neputință de a se apăra, precum și furtul urmat de întrebunițarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracțiunii ori pentru făptuitorul să-și asigure scăparea, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Bun, ce-a citit colegul nostru? O faptă pe care avem voie să o comitem sau care este interzisă? Interzisă. Cum se cheamă fapta? Furt. Nu? Tâlhărie. Deci cum este? Furtul săvârșit prin întrebuințarea de violențe sau amenințări. Cu alte cuvinte, să zicem că ăsta e telefonul tău, da? Când el are telefonul pe masă și l-am luat, cum se cheamă fapt? Că nu mi-a dat voie. Furt. Este furt. Bun. Atenție mare. Dar dacă lovesc ca să iau telefonul, tâlhării, că tocmai ai citit furtul săvârșit prin întrebuințarea de violențe sau amenințări. Păi eu pot să fii telefonul la el în mână și eu spun, dacă nu-mi dai telefonul, te bat. Asta e amenințare. Și pentru că iau bunul fără ca el să-mi dea voie, întrebuințând amenințarea sau violența, asta este tâlhărie. De ce trebuie să știm lucrurile astea? Pentru că furtul este pedepsit mai ușor decât tâlhăria. Pentru că e o singură faptă, furt. Dar aici am două fapte.
Nu? Și atunci avem tâlhărie. Bun. Dar cum se numește fapta în care, să zicem, telefonul lui, eu spun, dă-mi și mie telefonul să mă joc. Și el mi-l dă. Deci cu voia lui, nu? Ia, dă-mi telefonul. Deci el îmi dă telefonul. Nu mai este furt, că nu îl iau. Mi l-a dat el. Da? Și eu încep să mă joc în fața lui, după care, țuști, am fugit. Noi tâlhării, că nu l-am lovit. Atenție, nu l-am lovit. Nu l-am lovit și nu l-am furat. Mi l-a dat el. În primul rând, este o faptă bună sau o faptă rea? Este admisă sau nu? Deci, voi simțiți că este interzisă, da, fapta? Undeva în codul penal scrie, dar nu vă spun încă cum se cheamă. Nu e furt, că mi l-a dat el. Deci, el, de fapt, a avut încredere în mine, așa-i? De bună. Așa. Dar eu am încălcat încrederea asta lui. Adică am abuzat de încredere. Deci, fapta se numește abuz de încredere. Bine? Este mai ușoară decât furtul. Adică se pedepsește mai ușor decât furtul. Dar să zicem că mergem pe stradă și am văzut un telefon. Ce facem noi când găsim un telefon pe stradă? Îl luăm. Că doar nu l-am lăsat, nu? Îl luăm și mai departe... Mai multe soluții. Hai să vedem. O soluție este... Cum afli? Ori să sunăm pe cineva din Angel. Așa, sun pe cineva din Angel. Și spui... Bun, asta e prima soluție. Stai așa, prima soluție este găsim proprietarul. Da. S-ar putea să fie un portofel. În portofel să fie acte. S-ar putea să fie numele. De exemplu, pe telefonul ăsta al meu, scrie numele meu aici. Na. S-ar putea să dai din mine. A doua soluție. Știi cineva? Ce posibilități mi-am când găsesc un telefon? Mai fetele. Ia. Să-l păstrezi? Aoleu! Aoleu! Speram să nu spui asta. Bun, este o posibilitate și asta, într-adevăr. Încă nu știm dacă este interzisă sau nu, că n-am citit codul penal, ziceți că n-am citit codul penal. O să vă spun îndată, altă posibilitate. Deci, dau la proprietar, înapoi, îl păstrezi, a treia? Mergi la poliție. În cât timp trebuie să mergi la poliție? 24 ore. Mamă, de unde am scos asta? Toată lumea spune din 24 ore. De ce nu sunt 12 ore? Deci nu se poate spune. Imediat după găsirea obiectului. Da, și dacă nu mergi la poliție, imediat după găsirea obiectului. Cât înseamnă imediat? Un minut, o oră, o zi? Cât? Trebuie să te duci la mediație. Păi tu poate te duci la o petrecere, acum ce faci? Te întorci la petrecere și spui, doamne, mă duc să iau un mesaj la petrecere. Te duci la petrecere, deci nu mai ești imediat, nu? Te rog. Oamenii noștri să care și-a fi după buletinul. Și el oameni să avea după două luni să declare pe tot. Și cei de la poliția au spus că dacă nu a venit într-un timp mult mai scurt decât trebuia, nu poate să mă ajute. 10 zile. Deci țineți minte, când găsim un obiect pe stradă, pierdut, s-a uitat de cineva, dacă îl luăm, trebuie să-l ducem la poliție maxim 10 zile, dar dacă găsim proprietarul și mai repede, foarte bine și mai repede. Ce se întâmplă după alea 10 zile? Dacă păstrezi bunul? Bunul cum este furat și după prima zi? Adică omul o să spun, domnule, l-am pierdut, mi s-o furat în tramvai, într-o leu, în metrou, nu știu. Nu mai am bunul. Dar pentru tine tu ai comis o faptă bună sau o faptă rea? Dacă ți-ai însușit bunul găsit. E rea. E rea. Ei, scrie acolo în codul penal că însușirea bunului găsit. Adică cel pe care nu l-am predat înapoi la proprietar sau nu l-am dus la poliție în maxim 10 zile, este infracțiune și se sancționează. Cu alte cuvinte, dacă se va afla că la noi există telefon sau portofel sau o geantă cu bani pe care am găsit-o, riscăm închisoare. Am înțeles? Deci toate faptele astea sunt scrise în codul penal. Cu toate astea voi spuneți că nu a scris codul penal, așa-i? Păi... Dacă noi suntem cu toții prezenți aici și nu ne-am întâlnit în altă parte, adică în sala de judecată sau în închisoare, asta înseamnă că voi ați respectat codul penal, deși nu l-ați citit. Înseamnă că n-ați dat în cap la nimeni, n-ați tălcărit pe nimeni, n-ați furat bunuri de la nimeni, nu v-ați însușit bunuri găsit, n-ați omorât pe nimeni, înseamnă că sunteți oameni model. De asta sunteți aici. Sau înseamnă că ați comis faptele astea, dar încă nu s-au aflat de ele. Cum aflăm noi, organele de justiție, de aceste fapte? Cum? Reclamații. Exact, reclamații. Cine face reclamații? De exemplu, cel care i s-au furat un bun. Victima în primul rând. Te rog. Sau? Cu ajutorul unui autorizat. Exact. Deci dacă voi mergeți pe stradă și vedeți că are loc o agresiune, da? Și nu sunteți victimă, aveți două posibilități. Întoarceți capul și plecați mai departe bucuroși că nu sunteți voi ăia care vă casați, da? Sau sunteți cetățeni model și atunci sunați la poliție.
Hai să presupunem că fiecare dintre noi ar fi agresat. Da? Fiecare suntem victima unei agresiuni. Pentru că degeaba ești cetățean model și respecti legile țării și tu nu agresezi pe nimeni, dacă sunt alții care comit astfel de fapt. Și să presupunem că fiecare dintre noi ar fi agresat. Și trece pe stradă un coleg al vostru. Ce ați vrea să facă? Să în primul rând să intervină dacă are posibilitatea, nu? Să zicem că e unul mare, frumos, așa, și bate bine, adică știi karate, da? Și vine și vă desparte. Asta ar fi cel mai bine, dar dacă e unul mai prăpădit, mai slăbuț, cum să intervină? Să încaseze și el? Și atunci ce ar trebui să facă? Să anunțe poliția. Deci atenție mare! Pentru orice faptă rea pe care o vedeți că se comite în afară, atitudinea noastră de oameni cinstiți este să anunțăm organele de poliție. Altfel, noi, organele legii, nu aflăm niciodată de acele fapte. S-ar putea victimei să fie frică sau, Doamne ferește, omorâtă. Nu mai apucă să mai anunțe pe nimeni. Ce facem? Nu ne pasă de semenii noștri? Deci atitudinea care, pe care noi o așteptăm de la voi este să ne anunțați atunci când se comit fapte rele. În regulă? Pentru că fiecare dintre noi, dacă ne-am aflat într-o astfel de situație rea, am vrea ca cineva să ne ajute. Bine? Iar cel care poate să ne ajute cel mai bine este organul de aplicare a legii. De asta există organele de poliție, de asta există procurori, de asta există judecători. Să le ajute oameni. Dar pentru asta ei trebuie să fie anunțați. Și sigur că atunci când avem martori, trebuie să-i audiem. Pentru că și acuzarea și apărarea o să aibă probabil versiuni diferite. Nu? O să vină acuzarea și o să spună, uite, cu tare l-a agresat pe ăsta. Și o să vină apărarea și o să spună ce? Păi nu eram acolo, că eram la discotecă. Trebuie să ne aduci martor că era la discotecă. Că și tu confundat agresorul cu cineva, nu? Sau o să spună, da, este adevărat că l-am bătut, dar și el m-a bătut pe mine. Avem voie să bate pe cineva care ne bate? Da, da. Legitimă apărare. Legitimă, nu autoapărare, legitimă apărare se cheamă, da? Bun, legitimă apărare. Ce înseamnă legitimă apărare? Dacă, dacă cineva vine și te atacă, și tu te simți în pericol, ai voie să ripostezi, mm-hmm. pentru că nu deci cum ăla vine așa spre tine, ridică palma să te lovească și tu scoți pistolul și ne-ai mișcat. Era un pericol. Nu, da. De exemplu, dacă te atacă cu un pistol, te amenință, numai cu arma lui poți să-l, de exemplu, să-l amenință. Deci el vine cu cuțitul la tine și spune așa, nu mă lovi, stai că iei cu cuțitul și-l lovești înapoi. Sau cum? Dai un pumn, scapă cuțit, iei tu scuțit, dar așa știi că n-ai voie cu arma ta apropo, cu altă armă. Așa, deci să ne lămurim. De asta e legitimă apărare, nu doar apărare. Da? Apărarea trebuie să fie legitimă. Asta înseamnă așa. În momentul când eu sunt pus într-un pericol, legea îmi dă voie să comit un rău împotriva agresorului, că și eu comit o faptă, da? Dar trebuie să existe o proporție între atac și apărare. Deci nu că ăla mă înjură, că și asta e un atac verbal, da? Mă înjură și eu îi dau cu cuțitul. Nu? Sau vine la mine cu cuțitul ridicat, care este de jucărie și eu scot o armă de foc cu carabină și eu l-am găurit. Chestia asta nu se poate întâmpla. Și legea atunci spune așa, ai voie să faci rău unei persoane numai dacă tu ești pus într-o situație extremă de pericol pentru viața ta sau pentru bunul tare sau pentru viața altuia. Deci ai voie să intervii să-și lată pe cineva. Dar trebuie să existe întotdeauna o proporție între atac și apărare. Am înțeles? Dar, dacă el îmi dă o palmă, trece o zi, spune, să dau și o palmă. Spune, legitimă apărare, nu a atacat. Am încasat-o, deci m-am apărat cu falca și acum vin a doua zi și trag și eu una. Cum se cheamă? Răzbunare. Și atunci ce o să facă judecătorul? O să sancționeze și pe ăla care a lovit primul și pe cel care a lovit al doilea. E clar, nu? Pentru că, de ce este sancționată răzbunarea? Pentru că el o ales să se comporte ca în perioada în care oamenii trăiau prin copaci, stau pe sol, dar se luptau ca animalele, și era acea lege, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Când dai o palmă, îți dai o palmă. Scoți un ochi, îți dau un ochi. Scoți un dinte, îți dau un dinte. Mă omori, te omori. Bine. Atenție mare. Deci, astăzi nu ne mai conducem după legi de acelea vechi. Astăzi ne conducem după legi care sunt prevăzute în astfel de cărțulii. Și în astfel de cărțulii spune așa. Nimănui nu este găduit să-și facă singur dreptate. Pentru că dacă tu îți faci dreptate singur, atunci eu ce mă rost mai am? Eu ca judecător. Mă duc acasă, nu mai am ce aplica. Degeaba știu o lege dacă tu îți faci dreptate singur. Ne-am înțeles? Deci, unu, nimeni n-are voie să-și facă singur dreptate.
Doi, folosim legitima apărare numai în situații extreme când nu putem anunța organele legii. Bine? Și trei, toată lumea trebuie să cunoască legea. Te rog, Dușan. Am o întrebare. În cazul în care sunt singura acasă, da? Nu știu cum intră cineva peste mine în casă cu scop, adică niște hoți. Nu am nicio treabă de a face ceva rău, dar eu mă simt amenințată, n-am cum să anunț pe nimeni și am un pistol. Da. Am permis de armă, mă rog, și am voie să trag în el. Da. Dar atenție mare, vedeți să nu fim un vecin beat care a încurcat ușa. Atenție mare la cine vă intră în casă, da? S-ar putea să fie noaptea și tu să fii uitat ușa deschisă. Și vecinul tău, care mai băut, pune mâna pe clanță în loc de ușa de la soția lui, pune mâna la clanță la tine. Ușa era deschisă și o năvălit în casă. E întuneric. Nu te apuci și tragi în el, da? În primul rând m-am spus, anunțați poliția. Când auziți zgomote, chiar dacă sunteți în casă, nu încercați să luați voi măsuri, pentru că Doamne ferește, s-ar putea la rândul lui să aibă un instrument letal, să aibă o armă de foc sau un cuțit. Deci, în primul rând, anunțați poliția dacă există posibilitate. Doi, fugiți! Dacă aveți ocazia să fugiți, fugiți din calea agresorului, după care anunțați poliția. Trei, dacă ești într-o situație extremă și trebuie să te aperi în casa ta, legea îți dă voie să-i provoci un rău celuilalt, dar nu neapărat letal. De exemplu, dacă îl poți imobiliza, îl poți, îi sucești mâinile la spate, îl dezarmezi, îl culci pe podea, ai voie să o faci, chiar dacă e rupt brațul. Ai voie să o faci. Dar atenție mare, cine-i persoană. Sigur că dacă aia sunt mascați, sunt două persoane, au o armă, e clar că au intenții criminale. Dar grijă să nu fie cineva din, sau poate o rudă de-a ta care o uita să te anunțe că o venit și nu-ți mergea telefonul mobil. Am pățit. Ai văzut? Ai văzut? Am pățit chestia asta și de-aia m-am întrebat. Nu e făcut nimic al rău la rudă de-a ta, da? Sincer, pățit. Am dat mai de la casă în cazuri extreme, adică nu începe și nu. Sigur. Așa. Bine, să mă să ne bat, da? Ai mi-o vint acasă, aveam telefonul închis, nu știu ce s-a întâmplat și de data am auzit zgomote și m-am încuiat în baie și culmea că o zi înainte tata m-a lăsat pistolul din cameră. M-am mutat în recent. La cât de speriat eram, nu ar fi fost imposibil să scot pistolul din cameră. Și ce-a fi făcut, dar doar bine că s-a rezolvat. Bine, și eu mă mutat. Atenție mare așa, dar când ajungeți în fața unui judecător, puteți să ajungeți în trei ipostaze. Fie că a acuzat că a săvârșit o faptă rea, fie ca victimă, că împotriva voastră s-a săvârșit o faptă, fie ca martor. Este esențial să spuneți adevărul întotdeauna și procurorului și judecătorului. Pentru că noi trebuie să aplicăm legea în mod corect. Nu după cum mi se pare cuiva, ci după probele de la dosar. Deci mărturia unei persoane s-ar putea să fie esențială dacă închidem o persoană în chisoare sau nu o închidem în chisoare. Și acum o veste bună. Minorii până la 18 ani nu poți fi trimiși la închisoare. Știați asta? Da. Există o lege intrată în vigoare anul trecut care spune că persoanele până la 18 ani nu pot fi trimise la închisoare. Închisoarele sunt doar pentru adulți. Dar unde trimitem noi minorii care fac prostioare? Voi spune școala de corecție. Nu mai știu de unde e denumirea asta, dar și când eram mic tot așa spunea. Școala de corecție. Ești rău și trimit la școala de corecție. Nu există școală de corecție. Ele se numesc niște centre, sunt niște centre speciale de instruire, de educare a minorilor. În fapt, minorii acolo sunt păziți, trebuie să meargă la școală, au niște ore obligatorii, n-au acces la Facebook și au mâncare ca în proastă. Dar trebuie să stea izolați pentru că au comis un rău în societate. De la ce vârstă putem noi sancționa minorii, știți? De la 16. 14. 16, 15, 14, puneți. 18? La 18 nu mai e minor, știi? Deci, de la 14 ani, de momentul în care primiți buletin. Deci, carte de identitate, da? Când ați primit cartea de identitate, înseamnă că sunteți niște mici cetățeni responsabili pentru faptele voastre. Dacă încălcați vreo una dintre faptele scrise aici, și iată cât de multe, dacă încălcați una singură, dacă comiteți una de aici, eu, ca judecător, va trebui să vă aplic o sancțiune. La noi se numesc măsuri educative. Pentru fapte foarte ușoare, pot să despun să fiți supravegheați la domiciliu, să nu ieșiți din casă într-un weekend, să urmați niște cursuri, dar da, comiteți fapte foarte rele, sunt obligați să vă trimită niște centre speciale. Ne-am înțeles? Deci minorii între 14 și 18 ani
pot fi sancționați cu măsuri educative. Te rog. Am o întrebare. Dacă un copil e pus de părinte să fure, ce se întâmplă? Și el fură telefonul și apoi este prins. Dar nu neapărat de părinte. Poți fi pus de un copil mai mare. Da, un copil mai mare. Da? Sau de un adult. Oricine altcineva. Da? Să zicem că iei un copilaj de, să zicem, de 15 ani, care e mai măruțel, îl vine un adult și spune așa, mai uite care-i treaba. Vezi geamul ăla deschis la baie? Da, uite, urcă-te acolo pe geam, intră în casă la nenea ăla, vii și-mi deschizi ușa, ca noi putem să intrăm să furăm. Da? Copilul ce ar trebui să facă? Păi, în primul rând, să nu facă ce-i spune adultul pentru că o fapte rea, da? Să anunțe imediat poliția sau să fugă, dacă are posibilitatea. Însă dacă este amenințat, dacă nu știe ce să facă, faci. Stai așa, imediat discutăm asta. Dar dacă este amenințat, copilul spune așa, voi, dacă eu nu fac asta, ăștia o să mă bată, o să mă închidă, o să mă omoare, o să mă violeze. Ce trebuie să facă? Dar dacă n-ai altă posibilitate și totuși comiți fapta, judecătorul stabilește că tu ai fost constrâns. Iar constrângerea te absolvă, ca și legitimă apărare, te absolvă de pedeapsă. Deci tu nu o să fii sancționat. Judecătorul înțelege situația asta extremă în care ai fost pus tu. Dar atenție, numai dacă nu ai avut posibilitatea să anunți organele legii. Nu, dar dacă faci asta pentru că... Dacă vrei că ai vrut, dacă vrei să comiți această faptă într-adevăr și ai intrat în casă, n-ai furat bunul, dar i-ai deschis ușa la hoț ca să vină să furi bunul, cum se cheamă faptul? Ce ești tu? Complice. Ăsta ești. Tu ești complice. Iar legea sancționează complicele cu aceeași pedeapsă ca și autorul. Cât era pedeapsa la cucării? Mai ții minte? Între 2 și 7 ani. Deci n-are importanță dacă eu îi dau palma și am furat bunul sau am un complice care stă după ușă și spune du-te acum că e singur, du-te și furi bunul. Da? Deci e complice moral, că ăla mă ajută, îmi spune unde să mă duc, când să fac. Deci mă ajută. Aceeași pedapsă o primește și complicele. Între 2 și 7 ani pentru tâlhărie. Și autorul și complicele. Bun, dar între 2 și 7 ani cât îi dăm? 2 sau 7? Asta stabilește judecătorul. E furat un bun, e furat mai multe bunuri, e lăsat o rană mai ușoară, o rană mai adâncă. Toate lucrurile astea le stabilește judecătorul. După niște criterii care sunt fixate în lege. Te rog. Și depinde și dacă îți recunoști fapta mai puțin. Dacă recunoști fapta, de aceea v-am spus, întotdeauna trebuie să ai o atitudine sinceră în fața judecătorului, pedeapsa de aici se reduce cu o treime. Depinde de fapt. Nu pot spune că... La toate faptele, cu excepția omorului. Dacă recunoști, se coboară pedeapsa cu o treime. Deci în loc de 2 și 7 ani, o să ai, scădeți o treime de 2 ani și vedeți cât vă dă. Te rog. Eu am două întrebări și eu o să pun una pe care de mai devreme, dar... Te rog, dumneavoastră. Deci, ați spus că există și maturi, dar în sala de... Întotdeauna judecătorul trebuie să stabilească adevărul, nu doar pe baza depozițiilor părților, ci și audind persoane care știu despre să vă fapt, adică maturi. Dacă, de exemplu, cineva nu mă suportă și depune o declarație falsă împotriva mea, n-ar trebui și persoana respectivă să aibă martor? Păi cum că eu aș... Păi da, dar de ce să stau eu prin instanță și în sala de... Că un martor a declarat ceva ce tu n-ai făcut. În primul rând, martorul în România trebuie să jure că va spune adevărul. Cu alte cuvinte, îl obligăm în fața conștiinței lui și dacă este religios, în fața divinității, îl obligăm să ne spună adevărul. Deci noi, ca judecători, ne bazăm foarte mult pe sinceritatea martorului. Pentru că, repet, de declarația martorului s-ar putea să depindă dacă îl lasă în libertate sau nu pe infractori. Deci e foarte important martorul. 2. Se întâmplă uneori ca martorii să ne mintă. Este infracțiune, mărturie mincinoasă. Dacă îi prindem că ne mint, le deschidem și lor un dosar. Dar ce se întâmplă cu cazul pe care eu îl judec pe baza mărturiei? Că eu încă nu știu că m-am mințit, nu-i așa? Ei, judecătorii, prin lucrul cu oamenii de-a lungul anilor, își dau seama care persoane sunt sincere și care nu. S-ar putea uneori să minți judecătorul, nu pentru că vrei, ci pentru că ai perceput diferit realitatea. De exemplu, nu vezi prea bine sau nu auzi prea bine. Și ți s-a părut, de fapt, că infractorul din sală a fost ăla care a lovit victima. Dar poate era cineva care semăna cu el. Dar eu nu vedeam bine. Erau amândoi de aceeași înălțime, erau amândoi chelioși, de exemplu, și a spus, da, domnule, ăsta a lovit victima. Dar tu n-ai văzut bine. Știi? Deci noi trebuie să analizăm ca și judecători dacă martorul din fața noastră este sincer și fidel, dă o declarație sinceră și fidelă, sau ceva e alterat în declarația lui. Dacă îl prindem când minte, imediat anunțăm procurorul să înceapă urmărirea penală pentru mărturie mincinoasă. De aceea oamenii când jură, noi îl chemăm la noi să jude cu mâna pe Biblie sau cu mâna pe cruce. Dacă nu e religios, poate să nu folosească cele două instrumente. De aceea noi spunem martorul, atenție mare, jură că vei spune adevărul și că nu o să ascunzi nimic din ceea ce știi,
Și atenție, dacă comiți infracțiunea de mărturii mincinoase, riști închisoare de la 1 la 3 ani. Se prevede de nou un pătrămat. Și știți că sunt cazuri de persoane care au mințit și care astăzi sunt în închisoare pentru mărturii mincinoase. Aș vrea să discut cu voi despre Facebook. Mâna sus cine are cont de Facebook? Mamă, jos. Mâna sus cine nu are cont de Facebook? Una, două, trei. Da, ce, voi n-aveți computer acasă sau ce? Bă, da, nu am cont. Așa, nu aveți cont de Facebook. Bun, toată lumea are sau va avea cont de Facebook. Dacă nu, oricum folosiți internetul, da? Aveți un mail, un cont de e-mail aveți, da? Deci folosiți internetul în orice caz, care este un mijloc de comunicare extrem de util, cu o grămadă de informații utile. Dar uneori, se folosesc informațiile de pe internet pentru a se comite infracțiuni. Ați pățit vreodată să vi se spargă parola de persoane necunoscute? Da. Fie parola de la telefon, bănuiesc că aveți și voi parole la telefon, nu? Da. Așa, fie parola de la Facebook sau de la contul de e-mail. Acest lucru trebuie să știți că este o infracțiune. Cine sparge parola, înseamnă că deja folosește niște date care ne aparțin numai nouă. Lucru este infracțiune. Fapta este infracțiune. 2. Să zicem că eu primesc acum un SMS. Și îl dau la colegul de aici din față. Să-l citească. Și el îl citește pentru că eu am încredere în el. Sau poate mi-a furat telefonul. Sau vă spune vouă. Ia uite ce-a primit Cristi Danelescu pe telefon. Un SMS. Ia să-l citesc eu. Fapta e bună sau rea? Deci moralitatea noastră ne spune că a comis o faptă rea. Dar nu știm dacă este infracțiune sau nu. Vreau să vă spun că în codul penal există o infracțiune cu privire la divulgarea secretului corespondenței. Care zice așa. Că dacă ai citit sau ai comunicat tu conversația dintr-o persoană cu o altă persoană, tu comiți o infracțiune. Chiar dacă ai deschis din greșeală acea corespondență sau a fost trimisă din greșeală la tine. A trebuit să fac 100 de ani. Deci, eu vă spun ce spune legea. Legea vă interzice să dați mai departe, să devoalați corespondența care nu vi se adresează. Poate a spus mâna din greșeală pe un plic în care se afla o scrisoare. Poate vi s-o trimis din greșeală un e-mail sau un SMS. Se mai întâmplă. Și eu am pățit-o la început, când trimiteam e-mail-uri, mai puneam și o persoană care nu trebuia la destinatar. Și poate chiar despre ea vorbeam. Atunci mă simțeam eu prost. Dar nu aveți voie să transmiteți mai departe comunicarea. De ce? Pentru că viața privată este foarte importantă. Viața privată ține de noi. Iar persoana este prima apărată. Codul penal apără, în primul rând, persoana, după care societatea și statul. Fiecare dintre noi este ocrotit de lege. Iar fiecare dintre noi avem drepturi. Cel mai important drept al omului, știți care este? Dincolo de dreptul la viață, că e clar că asta e universal valabil. Primul drept al omului de care vorbește Constituția este demnitatea. Demnitatea, adică protecția individului. Asta înseamnă că nu am voie să fiu insultat, nu am voie să fiu acuzat pe nedrept, nu am voie să mi se divulge corespondența și nu am voie să fiu agresat în niciun fel, verbal sau fizic, împotriva voinței mele. Iar date despre mine nu trebuie dezvăluite la nimeni. Dacă eu vreau să am o viață privată, să fiu anonim, am dreptul la a fi anonim. Prin urmare, aveți grijă atunci când vorbiți cu colegii voștri. Nu insultați. Nu-i faceți proști, tâmpiți, nebuni, porci și mai știu cum. Lucrurile astea te jignesc. Lucrurile astea îți ating onoarea. Și sunt interzise de lege. Nu sunt așa de grave ca să fie în codul penal. Sunt într-un alt cod, în codul civil. Deci pentru faptul că ai înjurat o persoană, nu o să faci închisoare. Dar cel care a fost înjurat se poate duce la judecător să spună așa. Pentru că eu am fost jignit și nu-l puteți trimite la închisoare, eu solicit ca autorul să-mi dea niște bani. Și o să spun, la cât apreciați, v-a făcut prost, la cât apreciați atingerea adusă onoare dumneavoastră? Și s-ar putea să spună 1.000 de euro sau 10.000 de euro. Și atunci îl întreb pe colegul, ai bănuțește 1.000 de euro? Uite, colega ta a fost insultată de tine. Ai bănuțește să-i dai? Eu, judecătorul, să te oblig să dai bănuță. De unde scoateți voi 1.000 de euro? Ia spuneți. Tu poți să ceri, depinde cât îți dau eu. Tu poți să ceri mult ca eu să-ți dau mai puțin, nu? Dar atenție, de unde scot copiii bănuți? Pentru că s-ar putea la un moment dat să ajungeți în fața judecătorului. Părinții, atenție mare, așadar prin fapta noastră, nu numai că producem un rău cuiva,
Dar și părinții trebuie să suporte plata despăgubirilor. Asta era obligația lor, scrie în codul civil. Părinții răspund de faptele copiilor. Până la 18 ani, când tu ești minor, înseamnă că ești sub supravegherea părinților. Și pentru că tu ai comis o faptă rea, înseamnă că educația pe care ți-au dat-o e problematică. Prin urmare, ei trebuie să răspundă. Dar dacă comiteți aici o faptă la școală, să zicem că în timpul orei de lucru manual aveți așa ceva? Nu. Ceva... Desen. Da, așa, Eva, la desen, folosiți compas sau ceva de genul ăsta? Nu. Ce faceți, mă, la desen? Spunem, faceți matematică, fizică la desen? Nu? Așa, să presupunem, tehnologie aveți? Nu. Ok, să presupunem că la o oră de asta în care folosiți niște instrumente tăioase, fie lucru manual, fie tehnologie, fie desen, răniți un copil. Și am avut un astfel de caz, o fetiță care în timpul orei de lucru manual, un foarfec, o rănit o altă fetiță și a fost nevoită să opereze și să-și scoată ochiul. A fost ireparabil. S-a întâmplat, este un caz real din România. Ce credeți că s-a întâmplat? N-am putut să ducem minoara la închisoare, da? N-am putut. Dar ce trebuie să faci? Păi, în primul rând, lucrurile s-au petrecut la o oră de curs. Profesorul a fost acuzat că nu a supravegheat suficient copiii. În al doilea rând, pentru că fapta asta era atât de gravă, s-a considerat că și părinții sunt vinovați, că nu au dat o educație adecvată copiilor lor. Da, a fost intenționat gestul? Da, intenționat. A. Și atunci, a trebuit chemați în judecată nu doar cei doi minori, autoarea și victima, ci și părinții. Și profesori. Așadar, pentru autor, o trebuie să plătească despăgubiri și profesorul și părinții. Iar pentru victimă, sigur că au venit și părinții în instanță ca să vadă ce-i de făcut, să reprezinte interesele, că un copil nu poate să stea singur în fața judecătorului, trebuie să vină împreună cu părinții. Așadar, iată printr-o faptă de asta care inițial a plecat de la o joacă, de la o hârjoneală, s-a ajuns la niște consecințe extrem de grave. Extrem de grave. De ce? Pentru că victima fără un ochi a rămas toată viața. Nu mai poate fi reparat. Este un organ vital care nu poate fi înlocuit cu nimic. Deci toată viața trebuie să suferi. Asta înseamnă că sunt profesii, de exemplu, pe care nu o să poți să le ocupi niciodată. Nu o să poți să fii pilot, nu o să poți să fii însoțitor de bord, nu o să poți să fii militar, polițist, cred că nici judecător sau procuror nu poți să fii. Sunt profesii în care ochii sunt esențiale. 2. Autoarea noastră o suferi toată viața. De ce? Pentru că împreună cu părinții lui o trebuie să plătească în fiecare lună o sumă de bani pentru victimă. Iar după ce o deveni major acea fetiță, o trebuie ea să plătească toată viața. Până va muri victima. Toată viața va trebui să plătești în fiecare lună o sumă de bani. De ce? Pentru ce o sumă de bani? Pentru daune morale. Într-adevăr, pentru daune morale. În primul rând, pentru suferința pe care o a avut ea în momentul în care ai vătămat-o, o durut, o trebuit operată și așa mai departe. Și de-a lungul vieții, pentru toate imposibilitățile pe care le are. Și nu vorbesc aici doar de organul ocular, doar de ochi. Ia gândiți-vă la un accident de circulație în care victima rămâne imobilizată de la mijloc în jos. Ce trebuie să facă? Să meargă scaunul cu rotile. Cât timp? Aproape toată viața, dacă nu o să se inventeze vreodată o modalitate de depășire a acestei dificultăți. Toată viața în cărus. Ce înseamnă asta? O grămadă de posibilități. Cum urc eu aici dacă aș avea ori la voi? Și aș fi în căruț, cum aș putea urca? Ar trebui să am un însoțitor permanent, da? Care să vină să mă ajute, să ridice căruțul, să mă ducă. Deci iată în câte dificultăți sunt pus eu și cei din jurul meu. Deci iată uneori faptele rele produc consecințe nu doar la două persoane, ci la o grămadă de persoane din jurul nostru. De aceea oamenii trebuie să fie responsabili. Ce înseamnă să fii responsabil? Să știi ce ai de făcut, să știi ce nu trebuie să faci, și să-ți asumi vina atunci când ai comis o faptă. Asta înseamnă responsabil. Când suntem noi responsabili pe deplin? La 18 ani. Te rog. Am o întrebare, dar nu are neapărat legătură cu subiectul actual. De exemplu, să spunem că o fetiță în familie este agresată verbal de părinți. Da. Iar cuvintele părinților o jignesc atât de tare, rămânesc atât de tare, încât ea decide să se sinucidă. Aoleu! Da, e un caz la extrem, dar chiar am o nelămurire. Părinții vor plăti atunci o sancțiune dacă se află că ei o agresau verbal pentru faptul că o agresau verbal sau și pentru moartea acesteia. Practic, ei ar fi responsabili cum ar veni de moartea acesteia, dar ce fel de sancțiune ar primi? Înțeleg întrebarea. Atenție mare! Haideți să discutăm puțin despre familie, că am discutat despre
chestiunile din școală, despre violența din, din școală, să discutăm puțin și de ceea ce se întâmplă în familie. Familia este locul cel mai prietenos și cel mai călduros și cel mai sigur pe care îl avem în primii ani ai vieții. Practic, până la 18 ani, când devenim independenți din punct de vedere legal, vom fi alături de familiile noastre. Uneori rămânem și după 18 ani, până terminăm școala sau, sau liceul. Părinții sunt persoanele cele mai de încredere și care ar trebui să ne ocrotească, pe care trebuie să le respectăm pentru tot restul vieții, până mor. Părinții trebuie să se bucure de respectul nostru, care trebuie să sunt obligați de lege să ne întrețină pe fiecare dintre noi până devenim majori, sunt obligați, și apoi până terminăm facultatea. Iar ei, când vor fi în nevoie, când vor fi bătrâni, noi vom fi obligați să îi întreținem. Asta spune legea. Care lege? Codul civil. Tot ce v-am spus eu este din codul civil. Deci noi avem obligația să îi întreținem pe părinții noștri când ei o să fie în nevoie. Sunt unele familii, însă, din păcate, în care se comit fapte rele cu privire la minori. Minori agresați, minori abuzați, minori chiar violați de către părinții lor. Lucrurile astea nu sunt firești, nu sunt normale. Reacția firească este de a anunța pe cineva. Sigur că atunci când părintele tău este agresorul, este foarte dificil pe cine o să anunți. Tu în mintea ta te gândești așa, păi dacă anunți poliția, îl ia pe tata sau îl ia pe mama, îl duci, îl închide, adică rămân fără părinte. Și uneori victimele unor astfel de infracțiuni domestice, adică din cadrul locuinței, aleg să suporte în continuare acel rău până la un moment dat o să plece de acasă sau o să reușească să fugă. Alții însă, din păcate, aleg să se sinucidă. Dacă se demonstrează că există o legătură între agresiunile din partea părinților și sinucidere, părinții vor fi responsabili, vor fi chemați în fața unui judecător pentru infracțiune. Păi dacă i-a lăsat o scrisoare să zică m-am sinucis din cauza părinților... Nu este suficient. Nu este suficient. Cum am spus, noi ca judecători nu ne putem conduce după o singură versiune. Întotdeauna trebuie să avem dovezi. Poate există colegi care au știut de lucrul ăsta, poate că s-au văzut vânătăi, poate că vecinii au auzit mai mult timp. Lucrurile sunt extrem de grave. Dar pentru că vorbeam mai devreme de viol. Știți ce este un viol? Da. Mâna sus, cine știe ce este viol? Bun. Dacă v-aș pune să-l definiți? Fără voia ei. Așa. Ok. De ce sex trebuie să fie cealaltă persoană? Atenție, violul homosexual este sancționat în România. Dar un soț poate să-și violeze soția? Da. Adică poate în sensul că ai dă voie legea? Nu. Nu. Atenție, violul este sancționat chiar dacă se întâmplă în cuplu. N-are importanță că ești prieten, că ești logodnic sau că ești soț. Nu ai voie atât timp cât cealaltă persoană spune nu, nu înseamnă nu. Nu înseamnă poate, mai vedem noi sau da. Deci nu, în domeniul agresiunilor sexuale, nu înseamnă nu. Dar aveți voie să puneți mâna pe fundul unei colege? Da. Dacă îi dai tu voie, asta e altceva. Atenție mare! Legea sancționează în România și agresiunile sexuale. Nu numai violul. Bine? Deci legea sancționează și agresiunile simple sexuale. Nu-i puneți mâna pe sân, nu-i puneți mâna pe fund, nu-i puneți mâna pe alte organe, fără voia sa. Lucrurile astea sunt sancționate astfel de lege. Vedeți că în România... Eu știu că e un subiect amuzant, dar vreau să vă spun un lucru. Există violuri în România care se comit în moduri inimaginabile. Avem inclusiv femei care violează bărbați. A, o să dispară. A, deci știi despre ce-i vorba. Bun. Acum, nu vreau să intru în detalii cum anume s-a întâmplat, dar clar că și persoana masculină, dacă spune nu, tot nu înseamnă. Ne-am înțeles? Atenție mare! Violuri foarte multe se comit în România împotriva minorilor. Rar că se comit în familie, dar avem și de asta. Însă avem o problemă cu violurile comise la școli sau de către alți adulți, în general din cunoscuții minori. Dacă auziți de astfel de cazuri, încercați să vorbiți cu minorul sau cu cei din jurul lui, cu un adult, cu un profesor, cu un părinte. Lucrurile astea nu pot fi trecute cu vederea, pentru că acel infractor rămâne în libertate. Și dacă nu pățești nimic, o să repete fapta. O să repete fapta cu același minor, pentru că e clar că deja are un ascendent asupra lui, nu? Că nu păți nimic după ce l-a violat și atunci aș mai permite și altă dată. Și o să poată comite agresiunea și asupra altor minori. Deci cu toții suntem în pericol, dacă un astfel de infractor este în libertate. Prin urmare, atitudinea firească este atunci când aflăm de un astfel de caz,
imediat să anunțăm un adult și dacă putem poliția. Te rog, Mișoara. În cazul în care o fată minoră este cu un băiat major, dar nu o diferență foarte mare de vârstă, 2-3 ani, și întrețin relații sexuale și părinții fetei, de exemplu, nu sunt de acord și declară, adică depun mărturie, că nu, lasă. Plângere, așa numele, depun plângere că... Că fata lor a fost violată? Nu că violată, că întreține relații sexuale cu un băiat major. O să vă spun. Atenție, corupe, atâta timp cât există acordul celor două persoane, nu vorbim de un viol. Dar putem vorbi de o altă infracțiune, act sexual cu un minor. Și anume, legea vrea să ocrotească minorii. Acum ascult. Legea vrea să ocrotească minorii. Și atunci îi învață pe minori că sunt unele lucruri interzise și alte lucruri sunt permise în anumite condiții. Deci, sub 13 ani, de exemplu, nu ai voie niciun act sexual, chiar dacă victima îți dă acordul, pentru că ea este atât de mică sub 13 ani, încât nu-i conștientă ce îi se întâmplă. Și atunci se consideră că fapta a avut loc ca și un viol și trebuie sancționat. Dacă ești mai sus de 15 ani, legea sancționează actul sexual cu un minor numai dacă este vorba de un profesor, de un medic sau de un părinte. Deci dacă ești un prieten, legea nu se bagă, e viața ta privată. Dar diferența să nu fie mai mare de 3 ani de zile. Bine? Dacă este mai mare de 3 ani de zile, ai o problemă. Cel mai bine este atunci când e vorba de viața voastră intimă, să decideți singur ce e de făcut și ce nu e de făcut. Și să fiți extrem de precauți cu persoanele care încearcă să intre în intimitatea voastră. S-ar putea, la un moment dat, să realizați că sentimentele voastre pentru o persoană, de fapt, nu sunt împărtășite de celălalt. Că nu vreau decât să vă folosească ca un obiect sexual. Asta vreți? Să fiți obiecte sexuale? Acum vin de la o conferință care a avut loc la Parlament, unde se discută despre traficul de persoane. Sunt copii, sunt tineri, în special femei, care sunt luate din România și vândute în afară. Sunt considerate obiecte, sunt sclave, sunt transformate în sclave. Sunt persoane în România care sunt răpite din mediul lor, duse în alt oraș sau în anumite stabilimente unde sunt folosite. Le se promite că veniți la noi, că o să vă dau un contract de muncă, că o să dansați pe mese și în realitate sunt exploatate sexual. Avem cazuri astăzi de asta în România. Prin urmare, încercați să vă găsiți bine anturajul în care vă învârtiți. Gândiți-vă bine că uneori faptele voastre pot să rămână cu urmări toată viața. De exemplu, în urma unei act sexual neprotejat, în cel mai bun caz ajungi la un copil. Dar dacă ajungi la o boală cu transmitere sexuală, e dezastru. Iar dacă este HIV, este și mai rău. Ați auzit de un caz din sudul țării, să nu spunem numele, în care la decesul unui tânăr s-a descoperit că a avut HIV. Da? Și că el în cursul vieții, deci deși știa că e bolnav, a îmbolnăvit mai multe fete, care la rândul lor întreținuseră raporturi sexuale cu mai mulți, mai fiecare cu câte un partener, cel puțin. Și atunci s-au ajuns la un moment dat ca la spitalul din localitatea respectivă vreo 40 de tinere și de adulți să se prezinte pentru analize, din care unii au fost depistați pozitiv. Iar HIV, odată luat, înseamnă moarte curată, nu acum, ci peste 5 ani sau peste 10 ani, maxim 10 ani. Pentru că se transformă în SIDA, știți, da? Deci virusul HIV provoacă boala SIDA care duce la moarte. Nu există tratament. Deci grijă mare. Dincolo de plăcerea trupească firească, da? Dincolo de sentimente, este vorba de sănătate. Iar în materie de sănătate trebuie să vă protejați și voi și pe cei din jurul vostru. Dacă v-ați luat și v-ați îmbolnăvit cu o boală venerică sau cu HIV și dați ulterior fetele în naștere la unui copil, va avea probleme copilul. Să naște cu HIV sigur, sau să vă naște cu malformație sau handicapat. Deci gândiți-vă bine la viitorul vostru. Și vă mai gândiți un lucru. Atunci când sunteți tineri, sunteți mai ușurate, deci vreți să exploatați foarte mult, să faceți o grămadă de lucruri grozave. Și eu fac o grămadă de bunii. Mă dau cu parașuta, fac scuba diving, cânt karaoke, fac și o grămadă de chestii. Dar încerc să nu supăr, să nu fac rău altora. Pentru că dacă aș face rău, eu aș fi dat imediat afară din profesie. Și o profesie foarte frumoasă pe care o iubesc și în care vă rog și vă îndrum să intrați fiecare dintre voi. Să deveniți judecători, procurori, avocați, consilieri, notari, executori, judecători și polițiști. Ca să lucrați pentru ceilalți, pentru comunitate.
Dar dacă comiteți acum când sunteți mici o faptă de asta care vi se pare banală, însă ați încălcat codul penal, nu o să puteți niciodată să lucrați nici în poliție, nici în justiție, nici în armată, nici în serviciile speciale. Pentru că tot timpul faptele voastre vor fi înscrise într-un document numit cazier. Iar în cazier se înscriu toate faptele de când te-ai născut până mori. Toate. Iar în momentul în care sunt fapte în cazier, ai o problemă. Întrebări? Da. Te rog. Aici scrie la articolul 262 că intrarea sau ieșirea din țară prin trecerea ilegală a frontierei de stat a României se prevenește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Da. Sau cu amendă. Iată, avem o problemă cu migranții. Care vin? De refugiați. Atenție. Aceștia sunt acuzați de... Dacă intră nelegal, adică nu au documente, nu merg prin locurile special amenajate pentru a intra în țară, comit această infracțiune. Și sunt pedepsiți. Sunt imediat reținuți de către poliție, sunt duși în arest, sunt arestați de către judecător și se le deschide dosar penal. O intrare în țară e foarte periculoasă, pentru că s-ar putea să vină persoane cu arme, cu droguri, care să facă trafic de persoane, iar noi nu permitem oricui să intre într-o țară, nu? Am întrebare, acum ați zis că nu sunt cazul respectiv. Migrația, ei sunt arestați la noi în țară, adică n-ar trebui să fie arestați la ei în țară să fie primiți înapoi. Păi nu, că noi îi prindem pe teritoriul nostru, îi judecăm aici, le aplicăm o pedeapsă și dacă avem... Atenție! Atenție mare! Cei care intră în țară la noi sunt obligați să respecte legile noastre. La fel noi, când mergem în altă țară, suntem obligați să respectăm legile de acolo. Dar dacă suntem cetățeni, suntem obligați să respectăm și legile din țara noastră. Și vă dau un exemplu. Mergeți în Olanda. În Olanda se fumează... marijuana. Sau hașiș. Da? Este voie. Un tip de drog este voie... Apropo, în România avem voie? Nu! Dar suntem cetățeni români, mergem în Olanda, avem voie să fumăm? Da. Nu! Pentru că legea noastră ne interzice. Păi de ce? Pentru că suntem cetățeni români. Atenție mare, atenție mare. Când mergem într-o țară străină, avem două legi de respectat. Legea de acolo și legea cărei cetățeni o avem, deci legea română. Atât timp cât în România se interzice consumul de droguri, nu aveți voie nici acolo să o consumați. Sigur, ce se întâmplă dacă o consumați acolo? Trebuie să afle cineva, cine? Cineva din România. E puțin mai complicat. Dar eu vă spun ce este legal și ce nu este legal. Te rog. Dacă aveți dublă cetățenie, același lucru. Trebuie să respectați ambele legi. Atenție mare! În România este interzis consumul oricărei substanțe de gen etnobotanice sau droguri. Indiferent cine vă spune cât bune, cât ieftine și că vă fac bine, eu vă spun că legea interzice acest lucru. Iar legea sancționează și consumul, și vânzarea, și deținerea de astfel de substanțe. Nu puneți nici măcar limba pe drog. Nu că să înghițiți sau să injectați în vene. Acest lucru este interzis de lege. Dacă se găsesc la voi 2 grame de drog, riscați 11 ani de închisoare. Nu mai discutăm aici. Și consumul de drog? La 1 gramă o să-ți dau 5 ani, bine? Dacă eu știu că este cineva pe dealer. Bine, poate dealer este prea mult spus. Da. Și mă rog, persoana respectivă primește, să zicem, 5 ani de închisoare. Da. Primesc și eu că am fost complice, că am știut. Nu, atenție mare. Legea nu ne obligă să denunțăm decât infracțiuni foarte grave care au ca și consecință moartea unei persoane. Nu și orice alte infracțiuni se comite, dar ar fi bine, pentru că altfel eu, ca organ de justiție, nu am cum să aflu că s-au comis faptele dacă tu nu vii și îmi spui. Deci ori vine victima, dar dacă victima nu mai este. Bun, dacă a fost moartă și tu ai văzut, te bag și pe tine în închisoare, să știi. Deci dacă autorul omoară victima și tu ai fost martor și n-ai venit și îmi spui, intri și tu la închisoare. Dar pentru alte fapte, de gen furt, de gen corupție, de gen trafic de droguri, dar nu ai obligația legală să spui, dar ar fi bine să o faci ca să putem afla adevărul. Și încă ceva înainte de a termina, pentru că suntem într-o instituție de învățământ. Corupția ați auzit, da? Da, da. Ce este? Da. Ce este corupția? Încălcarea legilor. Încălcarea legilor... De către... Așa, în concret. Dacă sunt amendat de câte un polițist că am trecut pe culoarea roșie a semaforului și polițistul vine la mine să-mi dea amendă și îi spun, domnul polițist, vă rog frumos, nu-mi dați amendă, nu vreau să am probleme la școală sau la serviciu. Poftim aici 10 lei și lăsați-mă să plec. Cum se cheamă? Deci eu dau și el primește. Dacă ajung în fața unui judecător și judecătorul spune, tinere, ai comis o faptă rea, o să te trimit la răcoare. Tot spui, domnul judecător, hai, lăsați, cât mă costă să mă lăsați în libertate, că nu vreau să mă duc acolo. Mai am vizitat încă între colegii mei. Și eu spun, tinere, te costă 10.000 de euro. Și tu spui, n-am, domnul judecător, 10.000 de euro.
Am comis o faptă rea sau bun eu, ca judecător? Dar n-am luat banii. Dar n-am luat banii. Deci am făcut propunerea. În primul caz cu polițistul, cineva a dat și cineva a luat. În al doilea caz cu judecătorul, judecătorul a propus sumă. E suficient. Se numește luare de mită chiar dacă n-a luat banii. Și ai fost de acord cu furnițele puse de el, adică să se primești mită. Exact. Deci banii efectiv când vin sunt doar proba că s-au comis infracțiunea. Dar infracțiunea s-au comis când eu am rostit deja pe gură îndemnul. Sau când am rostit sumă. Te-am înțeles? Da. La școală. Dăm bacalaureatul, acum și caldați. Este un an de zile. În fiecare an avem dosare penale cu tineri care dau bani și cu profesori care îi primesc bani. Ca să luați... Cum stă? Îi permis sau nu-i permis? Atenție! Orice folos dat, fie că vorbim de bani, fie că vorbim de produse alimentare sau cosmetice, fie că vorbim de bijuterii, că e la mod acum la profesori, cu bijuterii, atenție! Tinerii care dau aceste obiecte către profesori comit infracțiunea de dare de mită. Profesorii care primesc aceste bunuri comit infracțiunea de luare de mită. Cadou e altceva, că el vine dintr-o complezență, nu pentru a face ceva. Deci tu nu dai cadou ca să primești note bune, ci dai un cadou care are cunoștință pentru, pe care o ai pentru față de o anumită persoană. Atenție, dacă te duci la medic și nu vrea să te opereze până nu-i dau părinții voștri niște bănuți, este infracțiune. Lucrurile astea nu sunt permise, sunt interzise și voi trebuie să înțelegeți că noi, cei care lucrăm la stat, suntem plătiți deja din banii statului. Eu am un salariu pe care îl primesc lunar. Nu am nevoie de bonusuri de la cei care vin în fața mea. Nici medicul, nici profesorul, nici judecătorul, nici polițistul. Nimeni din cei care lucrează la stat nu are voie să pretindă vreo sumă de bani. Altfel este infracțiune. Și atenție mare, că intră și el în belea, intră și voi. Am întrebare și pe te rog, știu că, bună singură, mulți și-au permisul auto pe bani. E infracțiune, nici nu discutăm. Știu că este infracțiune, dar nu înțeleg. Banii aceia se duc instructorului sau școlii. Dincolo unde se duc, dincolo de unde se duc banii, îi găsim noi. Atenție mare. Dincolo de faptul că s-a comis o infracțiune, acel care și-a luat permisul de conducere pe bani înseamnă că nu știe să conducă. El este un pericol în trafic. El se urcă la volan și dă peste tine sau peste mine. Ceea ce face accident? Cine e responsabil? Polițistul, nu? Care a dat, care a luat banii sau școala de șofer. Atenție mare, deci, cel care dă bani, întotdeauna îi dă cu un scop, ca el să scape. Cel și care, dacă scap, de exemplu, de judecător, tu criminal, ce faci? Te duci și omori pe alții, că doar din asta trăiești, nu? Bați, violezi, omori și așa mai departe. Deci corupția întotdeauna acoperă alte infracțiuni. Nu avem voie să corupem și nu avem voie să ne lăsăm corupți. Lucrurile astea sunt extrem de grave. Și noi, adulții de astăzi, pentru că avem încredere în voi tinerii de care veți fi adulți mâine, noi trebuie să vă încurajăm să fiți corecți. Să veniți la școală să vă luați notele pe bune. Să nu copiați, să nu plagiați, să nu vă luați diplomele pe bani, să nu vă luați examenele de intrare în profesie pe bani, ci doar pe bune. Eu n-aș vrea să fiu operat de un doctor care a obținut diploma de bacalaureat cumpărând-o și care a intrat la facultate plătind, și care și-a luat examenul prin șpagă și care și-a luat apoi licența tot dând la alții bani. N-ați putea nici unul dintre voi să fiți operați. Iar dacă eu aș fi judecător intrat pe alte căi decât cele legale în profesie, păi înseamnă că mi-aș bate joc de voi în sala de judecată. Înseamnă că în loc să vă aplic legea, vă aplic bunul plac, așa vreau eu. Ori nu am voi. Noi avem datoria să respectăm legea și fiecare dintre noi trebuie să respectăm legea. Rețineți? Legea este făcută ca să fie respectată. Și mai rețineți un lucru, nimeni nu poate invoca necunoașterea legii. Și ultimul lucru înainte de a încheia, atunci când avem o problemă ca victime sau ca autor, întotdeauna apelăm la profesioniști. În primul rând la avocați, care ne sfătuiesc ce drepturi avem, apoi atenționăm organele legii, precum polițistul, care este cel care ne apără, este primul care ne apără drepturile, și apoi ne prezentăm cu sinceritate în fața procurorilor și a judecătorilor. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Considerăm întâlnirea că s-a încheiat. Și o să vă dau, înainte de a pleca, aș vrea să vă dau fiecăruia câte o cărțulie prin care acest cod penal greu este explicat pe înțelesul vostru. Adică principalele norme din cod sunt traduse într-un limbaj accesibil pentru voi tinerii. Să ne spui când e. Da. Ai sunat tot în regulă, da? Bun. Spune-ne cum ți s-a părut această oră de educație juridică.
mi s-a părut foarte interesant, adică am învățat niște lucruri noi, adică niște lucruri pe care le știm din punct de vedere al moralului nostru, dar ne-au fost confirmate și li s-au spus că au fost, că sunt niște lucruri legale sau ilegale. A fost interesant din punct de vedere. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Mi-a plăcut că ni s-au răspuns la toate întrebările pe care le-am pus și... Da, în principiu asta mi s-a părut interesant. Cum ți s-a părut prestațiile, să zic așa, domnului judecător? Domnul judecător mi s-a părut foarte deschis, având în vedere că ne-a răspuns la toate întrebările. A fost foarte drăguț, am vorbit despre diverse lucruri care ne interesează pe noi direct ca minori. Sau, de fapt, ca cetățeni. Ok, să ne spui numele. Mă numesc Bulearca Andrei. Sunt clasa 11-a în Colegiul Național Ilie Caragiale. Mulțumim foarte mult. Să vă mulțumim cu colega ta. Bine, dragă. Să duci. Bună ziua. Spune-mi dacă găsești sau ai găsit utilă această discuție cu domnul Cădător. Da, normal, a fost foarte utilă, mai ales că eu vreau să activez în domeniul. Aș vrea să fiu ori notar, ori poate chiar avocat sau judecător. Mi s-a răspuns la niște întrebări folositoare, întrebări pe care colegii mei le-au pus și eu probabil n-am avut curajul să răspund. Și a fost într-adevăr foarte interesant, folositor și fost... Ce ai găsit interesant sau cel mai interesant? În primul rând, răspunsurile la întrebări. Mi-a plăcut foarte mult că domnul judecător a fost foarte deschis. Ne explica pe înțelețul nostru, niște termeni pe care nu întâlnim zi de zi. Am văzut și codul civil, codul penal, și pe care am gând să îl citesc. Tu, de exemplu, de ce ai vrea să te faci notar sau avocat? Eu, în legând, sunt foarte mult la lege, la ordine. Am și influențe din partea părinților și am acest, nu știu, atracție pentru a susține punctul de vedere, de exemplu, ca și avocat. Să ne spui la fel numele. Mă numesc Picioana, sunt în clasa 11 ani, din Colegiul Național Ion Luca Caragiale. Mulțumim! Veniți, frate!